Salut! Sunt Robert și vreau să-ți povestesc cumva în filmulețul ăsta despre o chestie, o știre care probabil că a trecut neobservată pentru foarte mulți dintre voi, dar care va avea în următoarea perioadă un impact destul de mare, cel puțin din punctul meu de vedere, și o să încerc să-ți explic aici în niște termeni foarte simpli și foarte ok, ca să înțelegi despre ce e vorba. ING este una dintre cele mai mari bănci din Europa și din România. A anunțat că clienții lor din Olanda, doar de acolo, momentan, care au depozite la bancă mai mari de 100.000 de euro, vor începe să plătească dobândă pentru a ține banii acolo. Atenție! Vor plăti clienții dobândă ca să țină banii la bancă. Da? Asta înseamnă dobândă negativă. Asta înseamnă că, de fapt, tu dacă ai pus 100.000 de euro la bancă acum, peste două luni de zile s-ar putea să iei 99.700 de euro în loc de 100.000, pentru că banca îți reține dobândă datorită faptului că, deci nu îți nu mai dă dobândă, cum era modelul clasic până acum, și îți reține dobândă pentru banii respectivi. da. Până acum mi se pare că prafonul era undeva la 250.000 de euro, deci ei oricum practicau chestia asta, Uh, dar reducerea plafonului respectiv și aplicarea unei astfel de, de, de politici înseamnă foarte mult, cel puțin din punctul meu de vedere. Asta înseamnă că cumva banca care avea un alt model de business nu mai reușește să facă profit din modelul de business pe care l-avea până atunci și încearcă să găsească noi surse de venit astfel încât să poată să susțină profiturile și să poată să susțină uh, investițiile acționarilor și toate celelalte. Da? Modelul de business al băncii până acum, până atunci, era foarte mult taxat pe creditare. Adică atrăgea bani de la populație prin uh, depozite, dobânzi și toate cele. Adică te în loc să ții banii la sartea, banca venea și zicea, bă, vină și punei la bancă că e mai sigur și îți dăm și niște bani. Nu ai ție aici. Și noi ne folosim de banii să dăm credite și diferența dintre cât dădea de el dobândă pe depozit și cât dă de el dobândă pe, cât lua dobândă pe credit, îi acopereau nevoile de finanțare, de funcționare, de profitabilitate și toate cele. Da? În momentul în care banca face chestia asta, adică credita, asta înseamnă că nevoile de, asta înseamnă că diferența dintre dobânda oferită ție și creditare a scăzut foarte mult și ei nu mai pot să-și asigure finanțarea și asta înseamnă că de asta au ajuns la, la soluția asta. Asta înseamnă că creditarea a scăzut foarte mult. În momentul în care creditarea a scăzut foarte mult, toată economia încetinește. Și de fapt creditarea a scăzut datorită faptului că economia a încetinit. Iar asta este, asta este unul din efectele pandemiei, Înseamnă că firmele nu mai au bani să investească, nu mai au bani, nu că nu mai au, nu mai iau de la bancă bani să investească, înseamnă că nu se mai creează noi locuri de muncă, asta înseamnă că salariile vor stagna și că șomajul va începe să, să crească. Pentru că în momentul în care firmele nu mai au bani, nu se mai retehnologizează și foarte multe dintre ele vor începe să intre în uh, faliment și în și în insolvență. În insolvență și în faliment, că asta, asta este o ordine. Da? Asta înseamnă șomaj mai mare, scăderea puterii de cumpărare a populației și toate celelalte. Da? Asta, pe, fondul ăsta, pe fondul ăsta, adică în momentul în care creditarea scade foarte mult, și băncile, ăsta este un semnal foarte puternic, pentru că banca este una din, să zicem, sângele economiei, pe, pe acolo circulă bani și dacă ei nu mai reușesc să-și facă bani din creditare, înseamnă că a picat foarte mult creditare. Și dacă a picat în Olanda și a picat în țările de, din vest, acolo unde economiile sunt puternice și sunt taxate foarte mult pe producție de bunuri și pe consum, următoarea etapă va fi să vină și în Est. Da? Și se văd efectele astea și se vor vedea probabil mai pregnant în perioada următoare. Adică, chiar dacă pandemia asta va, se va opri sau nu, cu toate că eu nu cred că se va opri anul ăsta, sângerarea asta va începe să, să se vadă și să-și arate colții în, în marea majoritate a economiilor. Da? Iar băncile sunt primele care reacționează, de obicei. Deci e un semnal extrem de puternic că lucrurile nu sunt așa cum trebuie și că economia nu va merge și că nu merge în direcția în care trebuie. Și că trebuie să ne așteptăm la niște lucruri extrem de nasoale. Bun, cam atât vreau să spun în filmulețul ăsta. Mulțumesc pentru faptul că ești alături de mine aici pe canal. Te aștept și la următoarele videoclipuri. Dă clic pe subscribe și pe clopoțel și... Ți-aștept și părerea în comentarii. Mulțumesc, la revedere!